Este una dintre cele mai importante și căutate instituții de învățământ din județul Botoșani. Și asta pentru că în ultima perioadă, absolvenții de clasa 8 au început să-și îndrepte atenția și spre unitățile de învățământ care le pot deschide mai ușor ușile în viață. Este vorba despre Liceul Tehnologic Alexandru Vlahuță din Șendriceni, care de la an la an este căutat tot de mai mulți absolvenți de gimnaziu. Suntem unitate de tradiție, suntem un liceu pur tehnologic. La noi avem doar parte de liceu tehnologic și școală profesională, iar din 2008 liceul i-a fost arondat și unitățile școlare gimnaziale și preșcolare din comuna Șendriceni. Oferta educațională pentru absolvenții de clasa 8-a este foarte diversificată, iar cei care trec prin această școală pot obține cu calificarea lor mai ușor un loc de muncă. Avem o ofertă diversificată și în ultimii ani am dezvoltat mai mult partea de școală profesională. Vreau să vă spun că în ultimii 3 ani de zile am fost în situația de a organiza o probă suplimentară pentru departajare, întrucât numărul celor care au optat pentru școala profesională a fost mai mare decât numărul de locuri pe care l-am avut aprobat. Și anul acesta ne-am propus 5 clase de școală profesională și 4 clase de liceu tehnologic. Pe partea de școală profesională avem o clasă de mecanică auto, o clasă de mecanică agricol, o clasă de brutar, patiser, preparator, produse făinoase, o clasă pe partea de turism și alimentație, ospătar, chelner, vânzător, unități de alimentație și o clasă de tâmplar universal. Mulți dintre cei care au absolvit școala profesională sau studiile liceale la Șendriceni au reușit și au deschis mici afaceri, iar acum ei sunt un exemplu pentru tinerii cursanți. Mulți dintre foștii absolvenți au lucrat afară și au deschis afaceri, chiar în săptămâna trecută, în săptămâna asta, școala altfel. Am avut organizat o activitate săptămâna meserilor, la care am pus la un loc elevii noștri de clasa 8-a, de la școala gimnazială, am pus elevi de școală profesională și le-am adus agenții economici, care sunt foști absolvenți de școală profesională, care și-au deschis propria afacere. Au lucrat afară și acum au deschis propria afacere, au venit și ne-au solicitat elevi în practică la ei. Unitatea de învățământ de la Șendriceni oferă însă elevilor săi și alte facilități foarte importante. Astfel, elevii din școala profesională, din domeniile de mecanică auto și mecanică agricolă, au posibilitatea să plece de pe băncile școlii și cu un permis de conducere în buzunar. Suntem școala acreditată pentru obținerea permisului de conducere. Elevii susțin testul de legislație, fac orele de conducere auto pentru Dacia și tractor și pot să prezinte la examen și să obțină permisul de conducere. Școala le pune la dispoziție un laborator de informatică care este prevăzut cu softuri asemănătoare celor cu care ei susțin examenul teoretic pentru obținerea permisului de conducere. Dispunem de un simulator auto pe care elevii își desfășoară primele ore de practică, după care cu instructorii fac orele și au posibilitatea, într-adevăr, să obțină permisul de conducere. La Liceul Tehnologic Alexandru Vlahuță din Șendriceni, la care au fost arondate și unitățile școlare gimnaziale și preșcolare din comună, învață peste 1100 de elevi.